Pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, Politehnica primește vizita celor de la FC Hermannstadt. Se întâlnesc ultimele două clasate din Liga 1, în ultima etapă a sezonului regular. Un meci în care se poate întâmpla orice. Poli Iași începe această partidă cu Brănescu în poartă, Onea, Popa, Baxevano și Bușu în apărare, Pasalia de Irion, Dovanso mijlocaș, Platinistan și Djuranović în ofensivă. Să vedem cât va rezista pe teren Antonio Mihai Stan, pentru că el e unul dintre jucătorii tineri care sunt sacrificați de obicei în Liga 1, nu doar la Poli Iași, ci și la multe alte echipe. Sibiul răspunde astăzi cu Cristiano Figueiredo în poartă, Mățel, Matricardi, Vieira și Opruț în defensivă, Buzan, Dâlbea, Aosman și Maioral mijlocaș, Iazalde Gomez și Drazen Bagaric sunt atacanții lui Eugen Beza și Valentin Negru, doi antrenori pe banca Sibiului. Actuala echipa lui Nicolo Napoli, care a fost antrenată de-a lungul acestui sezon de Daniel Pancu sau Andrei Cristea, plus Marian Rada, pentru foarte, foarte scurt timp. Sibiul, de partea cealaltă, a încasat 39 de goluri. Nu e o apărare atât de rea, adică sunt alte echipe care au luat mai multe goluri, exceptând-o pe Politehnica Iași și venit anul trecut la Poli Iași. Vanso bate cornerul pentru Ieșeni, o lovitură de cap destul de bună. Minge este respinsă până la Maioral, iar mijlocașul spaniol poate să-și pune echipa pe contraatac. Maioral pleacă excelent, continuă David Maioral, să-l vedem pe acesta cum finalizează. Maioral șutează extraordinar de prost dintr-o poziție foarte bună, incredibil, acolo unde a apărut un adevărat amator. Iată-l de unde pleacă pe mijlocașul venit de la Murcia înainte de startul acestui sezon. Probabil că după acest sprint din marginea unui careu de 16 metri până în marginea celuilalt careu, nu a mai avut luciditatea pentru a finaliza cum trebuie. Jucător venit în fotbalul românesc prima dată în urmă cu mulți ani. Aici un gol pentru Poli Iași, 1-0 pentru formația lui Nicolo Napoli din minutul 11. Fază foarte bună de atac cu un șut, n-aș spune imparabil, și cu o ușoară ezitare a lui Cristiano. Frumoasă execuția lui Popadiuc, vom vedea pe relori dacă este sau nu vinovat portarul Sibiului. Popadiuc este omul care deschide scorul. Revedem șutul foarte frumos din 18 metri și spun eu, are partea asta de vină. Aici este fază fixă pentru echipa din Sibiu, execută Petrișor Petrescu, nu era centrarea și mingea este degajată cu ceva emoții de jucătorii lui Nicolo Napoli, care nu reușește să scoată foarte departe mingea. Superb șutul lui Dâlbea, foarte bună intervenția lui Laurențiu Brănescu, care are soarele în ochi în acest. Șutul e pe portar, dar e un șut bun și o intervenție pe măsură a lui Laurențiu Brănescu, portarul care a fost sub contract cu Juventus câteva sezoane, a făcut antrenamente la Iași. Au fost două victorii și două remize. Djuranović ratează o ocazie imensă în acest minut 24. Blocat vârful din Muntenegru. Dubleze avantajul echipei sale. Iată un moment de neatenție a lui Matricardi, care arată foarte rău în duelul cu Djuranović. Doi jucători puternici, iar Cristiano Figueiredo își mai repară puțin din greșeala, pentru că din punctul meu de vedere mă susține Opruț. Mingea ajunge însă la Aosman mută în dreapta această acțiune ofensivă a sibienilor. Mățel preia bine, îl devită pe Popadiuc. Mățel continuă cu un șut reținut fără probleme de Laurențiu Brănescu. În duel cu adversar, trimite în zona centrală pentru Pasalia. Pasalia șutează pe lângă poarta lui Cristiano. Bone a putut fi legitimat abia în ianuarie. Aici Platini e în ofensivă. Platini cu o pasă bună spre Djuranović. Mingea ajunge în brațele lui Cristiano.
a fost chiar atât de bună pasa lui Platini, dar domnul Maioral se descurcă foarte bine. Maioral centrează în fața porții spre Azalde și Bagarici. Este o intervenție bună lui Bușu, care se și accidentează. E o fază pe care scria 1-1. Foarte interesantă pasa lui David Maioral, 6 metri. Ca de obicei, Vanso execută faza fixă pentru Polia și aici e șansă imensă pentru Popa, însă e faul la portar. Oricum Popa n-a reușit să dea la poartă sau e penalti. Probleme pentru doi jucători de la Sibiu și pentru Răzvan Popa de la Poliaș. Iată-l pe Nicolo Napoli și iată faza cu mingea care ajunge la Popa. Popa dă în minge, se ciocnește de Cristiano și Viera. Popa joacă mingea. E penalti. Este penalti pentru echipa ieșeană sau? Da, e penalti pentru Polia și eternele probleme. Se aude fluierul lui Marcu. Giuranovic șutează, apără Cristiano Figueiredo. Ce bine s-a întins golkeeperul Sibiului și a păstrat echipa sa în joc, pentru că la 2-0 în acest minut 66 cred că era mai complicat. Cristiano intră în Popa, dar aici se întinde un corner bătut bine de această dată. Vieira are șansa lui, iar Brănescu intervine foarte bine. Aproape de 1-1. Să-l vedem pe Petrescu cum bate al treilea corner. Tot așa, minge trimisă pe spate de Dâlbea și Iașul scapă pentru un moment cu fața curată. Centrează Mățel, mă face rău, cer un fault și de la Iași se dă într-adevăr fault în atac. Vreo 15 minute cu tot cu prelungiri. Centrează Sebaichi, o face bine, bară al lui Bagarici. Pe ce să mă contrazică Bagarici? Și vine șutul respins de Brănescu. Respins și reținut ulterior de Brănescu, dar bara lui Bagarici, reprezentat Sibiul ca fotbalist cu toate echipele care au evoluat în Liga 1 și Liga 2 din Sibiu în ultimii 21 de ani, Inter Sibiu, FC Sibiu și voi. Corner pentru Hermannstadt, bătut înalt pe bara a doua și este o ocazie imensă ratată de Bagarici. În primă fază Brănescu a respins. Revedem cornerul bătut de Sebaichi. Brănescu respinge, iar Bagarici nu prinde cadrul porții din Intervine din nou Marcu, dar pune punct partidei. Poliaș învinge cu 1-0 grație reușitei lui Doru Popadiuc, pe care îl avem acum în imagine. Gol venit în minutul 11 pentru echipa ieșeană, care a ratat și un penalti prin Giuranovic.